România, nici artiștii nu sunt uniți și aici am să o citesc pe Mirabela Dauer, prezent aici la emisiune, ziceam, ea îmi spunea mie cât de frumoase sunt revelioanele, programele de revelion în Serbia. Și zic, da, iată, cântă toți împreună și admirabil, zice, la noi se urăsc toți împreună. Așa este, să știi, din păcate așa este. Din păcate. Bun. Din păcate așa este. Uite, dar eu în fața lui Dumnezeu îți mărturisesc ceva. Eu îmi iubesc foarte mult colegii. Eu nu i-am urât niciodată. N-am avut pentru ce. Dumnezeu mi-a dat destul cât să nu am aceste lucruri în inimă. În sufletul Așa este. Meu. Niciodată nu te-am auzit vorbind de rău vreun coleg. Niciodată. Nici pe tine, nici pe Mitică. Nici pe Mitică. Poate, poate, ba, Sorin, poate am vorbit atunci când m-a călcat pe mine personal pe picior. Poate atunci am zis câte ceva despre unul sau despre altul. Când am fost afectată direct. Dar da, da. Altfel, nu. Pentru că fiecare, eu îi respect, știi de ce? Pentru că știu cât de greu au ajuns. Unde au ajuns. Știu cât de greu se ajunge și cât de greu este să te menții. Da. Că ajungi, ajungi. Dar cât să te menții. Gândește-te cât de mult am putut noi să luptăm pentru a fi aici, a ne redescoperi lumea. Ai înțeles? Eu am cântat astă vară la restaurantul Cireșica din Neptun. Un restaurant celebru de acum. Da, este celebru. Se vorbește despre el, așa, de cântă și Mirabela și... Are o grădină de vară superbă. Da. Vreau să-ți spun că... Noi, stai puțin, vezi acum mi-am pierdut ideea, vă spuneam ceva înainte de, așa, de chestia asta. Acolo ce am descoperit eu, am descoperit oamenii. Ei m-au descoperit și m-au redescoperit pe mine. Oameni care mă știau și care atunci când m-au revăzut, nu le venea să... creadă, tu când m-au mai văzut de foarte mult timp. Eu le-am explicat, încercam să le explic tot timpul, că nu-mi doresc să apar la televizor degeaba. Ca să spun lucruri ce? Ca să ce? Eu vreau să fac ceva, ceva bun, ceva pentru mine ca artist, și să mă duc la televizor să povestesc acest lucru. Ai înțeles, da? Da. Eu nu vreau să apar tot timpul ca să spună, mai bine să spună lumea, bă, mai vreau să o mai văd pe Ileana Șipoteanu decât să spună, mă, iară Ileana Șipoteanu, adică, nu știu, așa gândesc eu. Da, tu ai așa o doză de modestie. Acum, scuză-mă, decât să văd zilnic personaje care n-au nimic a spune și care... Da, dar asta e alegerea lor și nu alegerea lor, ci a celor care... alegerea mass media. Asta e. E și alegerea mass mediei care oferă doar acest fel de mâncare, dacă vrei să-l comparăm cu
meniu. Eu îmi iubesc și toți colegii, adică colegii numai din muzica ușoară, cu toate genurile muzicale. Chiar și pe, știu, 2-3 maneriști foarte drăguți, foarte cuvânsiți, foarte oameni, oameni, pe care îi cunosc eu, personal. Da, da. Toți. Așa, trebuie să ne iubim, să ne respectăm în primul rând. Nu trebuie să ne iubim, trebuie să ne respectăm în rând. Da. Iubirea este un sentiment foarte mare, înălțător, cel mai înălțător sentiment. Nu trebuie să spun te iubesc așa oricând și oriunde. Sau să spun că ești prieten, sunt prieten cu tare. Măi, prietenia înseamnă foarte mult. Mm-hmm. Prietenia este cel mai frumos cuvânt care pe care îl auzi, dar nu trebuie să... Și prietenia se certifică în ani de zile, nu se certifică într-o lună, sigur, două. Sigur că da. Așa și la greu și la bine. Mai ales la greu. Mai ales la greu. Mai ales la greu. Pășesc peste abis, ascult acordul șoaptei la brațul unui vis. Romantică femeie, așa voi fi mereu, și flacăra iubirii va arde în pieptul meu. Romantică femeie, plutesc prin vis ușor, și inima mea bate cuprinsă de un dor. Și mă arunc în val de mare, atunci când știu că sunt iubită. Văd universul în oglindă, smerită mă închin luminii. Nu mi-aș dori o altă clipă decât iubind sub raza lunii. Cum crezi, Ileana, că a evoluat sau a involuat, cine știe, muzica ușoară românească? O întrebare grea, Sorin. Grea, să știi. Eu de mult timp nu mai ascult doar câteva, foarte puține, cred că emisiune două la radio și emisiune două la televizor. Nu mai aude foarte mult. Cred că am ca 4 ani. Mă uit doar la cele care mă interesează și alea sunt foarte puține, da? Mai ales de artă, de cultură, da? Nu știu cât de mult a evoluat sau a evoluat muzica, mai ales muzica ușoară românească. Nu mai au curaj artiștii să meargă mai departe, crede-mi. Nu mai au curaj, nu mai au putere. Puterea o au, nu mai au putere... În primul rând vorbesc de puterea asta care, nu știu cum să-ți explic, forță interioară au, dar nu știu cum să-ți explic, ca să nu mă înțelegeți greșit. Adică se văd că nu sunt sprijiniți din nicio parte, să înțeleg. Și aici este deznădejdea de a merge mai departe? Și asta. Ce asta, să știi? Eu am refuzat foarte multe invitații la televiziuni pentru că nu mă mai regăsesc. Sincer îți spun, cu toată responsabilitatea îți spun asta. Nu mă mai regăsesc aproape nimic. Și nu știu de ce. Eu acum, pe rețelele astea de socializare, am descoperit oameni minunați, oameni care chiar își doresc prezența mea și cu ei comunic destul de mult, fan, admiratori, pentru că e o diferență între fan și admirator.
Da. Fanul este, da, este cel care este până la capăt cu tine. Adică îți știe repertorul, îți cunoaște parcursul artistic, îți cunoaște ascensiunea și regresul de multe ori, da. Și de multe ori și trăirile, adică fanul se interesează, exact, se interesează de tine, de Dumitrana, de Mitică, exact. Acela e un fan. Admiratorul e cel care gustă muzica ta. Da. Admiratorul este cel care din când în când, atunci când apar, mă urmărește, îmi ascultă muzica interpretată, ascultă muzica interpretată de mine și mie mi se pare că atunci când citesc mesajele de pe... Eu în pandemia asta, știi ce mi-a adus mie bun pandemia, Sorin? Mi-a adus liniștea cu care să fac niște lucruri pe care nu le puteam face până acum, pentru că nu aveam timp. Timpul adică? Necesar... Timpul necesar de a cocheta cu sportul mai mult, cu dansul, da? Cu terapiile astea care îmi fac bine. Am descoperit terapia Bowen, am descoperit dansul energetic care îmi face bine. Am descoperit... adică o reechilibrare, o necesară... Reechilibrare a minții, a trupului și a sufletului. Mai ales în nebunia asta cu pandemia. Să știi că de la suflet pornesc și de aici multe, dar de la suflet. Dacă tu ai sufletul vindecat, totul este foarte bine totul. Și am descoperit o Ileana și Potean pe YouTube. Nu, eu nu niciodată nu mă uitam la mine și nu ascultam. Și am avut răbdare să mă uit și eu, să ascult și să citesc mesajele oamenilor. Și atât de profund impresionat a fost. Da, pentru, pentru că atâția ani de zile eu nu am știut că ei chiar mă iubesc. Mulți. Și sunt mulți din fericire. Da. Oamenii te iubesc. Milioane de români te iubesc. Gândește-te că România are milioane afară. Care și aceia te iubesc mai mult. De ce spun asta? Iubirea este oarecum dublată de dor, dorul de acasă. Și acea iubire are un ecou, un background mult mai proeminent. Da. Cât de mult te-a ajutat, pentru că cred că cei care se uită acum la celebrii știu că Ileana Șipoteanu e absolventă de teatru. Cât de mult te-a ajutat teatru, după aceea și în carieră, pentru că ai jucat în multe filme, dar și în muzică, în ieșirea pe scenă, în comunicarea cu publicul? Foarte mult. Orice om, când face o facultate de teatru, altfel îi sunt daturile în viață. Ascultă-mă ce-ți spun, Sorin. Așa-i. O facultate de teatru îți deschide atât de mult mintea și puterile, forța, îți dă forță interioară. Îți dă puterea de a vorbi liber, de a gândi liber. Da. Într-o lume liberă, evident. Evident, într-o lume liberă, da? Eu am șansa de a fi aici profesora la Universitatea Ovidius, la studenți, la master. Nu pe locul lui Mitică. Pe locul lui Mitică este un fost student al lui, da. Sunt pe un loc care există în programa universitară de personalitate publică. Acest loc, deci, nu poate să-l ocupe decât o personalitate publică, da? Chiar dacă nu are, să zicem, eu știu, trebuie să aibă studii de specialitate, de actorie sau de muzică, da? Dar, de exemplu, cursul meu se numește Tehnici Muzicale pentru Actori și nu trebuie neapărat să fiu absolventă de conservator sau să
nu știu, să am la bază canto. Știm cu toții, actorii sunt obligați în multe situații să cânte. Ei trebuie să aibă cunoștințe mai mult decât minimale, mai mult decât... Ascultă-mă, când am dat eu la facultatea de teatru în urmă, deci în 92, că nu mai știu câți ani sunt de atunci, sunt 30! 30! Sorin, 30 de ani! Da. Mamă! Da! Așa? Asta era proba eliminatorie. Muzica, da. Dansul era proba eliminatorie, era proba de auz muzical, da? Care era foarte importantă. Acum, nu știu dacă cât de importante mai sunt astea sau se mai ține cont de ele, nu știu, dar așa era. Ei, vreau să spun că studenții m-au motivat foarte mult și ne ajutăm unii pe alții și învățăm unii de la alții atât de multe lucruri. Și cântăm și ne bucurăm și facem asta cu o mare, cu o bucurie și cu o plăcere extraordinară. Și cred că Mitică e mândru de mine, pentru că el m-a rugat ceva timp în urmă. Eu nu aveam voie atunci să fiu, pentru că era el și nu era voie să fie o familie în același loc, da? Și el tot îmi spunea, măi, tu ai acest dar de a împărtăși copiilor, studenților, că stăteam de vorbă cu studenții lui de multe ori și tu ai acest dar de a împărtăși, că uite, mi-a spus o studentă că a stat de vorbă cu tine și i-ai spus nu știu ce lucru frumos. Chiar ar trebui să intri în învățământ. Se gândea la învățământul normal, de nu universitar, da? Și așa au rămas lucrurile, până când, uite că a trebuit să plece el și cred că este mândru acum de mine, sigur, pentru că chiar și-a dorit și el lucrul acesta, da. Da, uite că vrem, nu vrem, ne raportăm foarte mult la această întâlnire, ne raportăm la... Da, pe n-avem cum altfel, da. Dar eu n-aș fi acum fără Dumitru Lupu, credeți-mă. Pe lângă toate calitățile pe care Mitică Lupu le-a avut, a mai avut și o calitate enormă. Și nu știu câți oameni ți-au spus lucrul acesta. Faptul că a reușit mental să te protejeze și să fii, iată, astăzi, Ileana Șipoteanu, la fel de frumoasă ca acum ani și ani de zile, să fii o prezență, nu că nu-i de râs, la fel de plăcută, să fii atât de tonică, să fii atât de optimistă, să ai această sensibilitate și eleganță în același timp. Și o exprimare clară, o dicție care este, cum să spun, asezonată cu multă decență. Eu așa te văd și eu cred că este și meritul lui Mitică. Sorin, primul lucru pe care l-a făcut Mitică pentru mine când a vrut să merg la Mamaia în festival la interpretare în 1986, a fost să mă ducă la o profesoară de artă dramatică. Și am fost la profesoara de artă dramatică, profesoara lui de artă dramatică din conservator, Tamara Scarlatos, pentru a-mi iniția puțin și de a-mi lucra puțin, pentru că eu veneam dintr-un mediu rural, era normal să nu cunosc foarte multe lucruri. Aveam educație bună, solidă, dar nu știam foarte multe lucruri, da? Era firul. Universul tău era acolo. Trebuia deci să... Mi-a plăcut, da. Atunci când mi se spunea țărancă, mă supăram, plângeam. Eram foarte... dar cu timpul am înțeles că țărancă este un lucru extraordinar, este un cuvânt minunat. Minunat, știi? Și puritatea sufletului nu o găsești în Piața Victoriei sau pe Calea Victoriei. Niciodată. O găsești la Rucăr, o găsești la malul mării, o găsești în multe alte părți din țară. Știi bine lucrul ăsta. Acolo vin copii cu sufletul curat, știi? Și aveam sufletul curat și doamna Tamara, când s-a uitat la mine, îi spunea la Mitică, cred că pe fata asta, da, trebuie să învăț anumite lucruri. Până și coborâtul din mașină mi l-a spus.
ce știi, mică, după ce mi-am dat seama cum a coborât din mașină. Pe urmă am fost la mamaia, toți erau mulți, foarte mulți din jurul nostru au fost sceptici. A, nu, mică, nu, mai dă, am zis, ce faci, măi, tu investești în ea așa, aiurea, investești, atenție, nu numai financiar, ci sentimental, pentru că aici este foarte important. Da? Un om care este îndrăgostit de meseria lui și, pe urmă, îndrăgostit de cea care îi duce lui mai departe acest pilon al sufletului, al muzicii, da? Cred că asta este, cred că, o rețetă de succes. Da. Da. Este o rețetă de succes. Este. Astăzi. Este. Și atunci, da, el fiind mai mare ca mine, și am spus-o și o repet și nu spun aiurea, el fiind mai mare ca mine cu 15 ani, așa a fost să fie. Nu era o diferență foarte mare. A avut atât de multe lucruri, am avut să învăț de la el și a avut o grijă părintească față de noi, față de mine. Avea grijă să nu... Ai grijă să nu te lovești, ai grijă să nu faci aia, ai grijă... Sorin, dar îmi pare rău acum că la momentele respective nu apreciam. Și spuneam, dar mai lasă-mă odată cu chestia asta, lasă-mă că pot să-mi port singură de grijă. Și așa. Dar el îmi dădea putere tot timpul și îmi spunea, ce chiar dacă el îmi spunea ca să bag la cap tot timpul. Și acum atât de mult îmi folosesc aceste minunate povețe și minunate lecții. Adevărate lecții de viață. Da. Adevărate lecții de viață. Da. Aia, pentru că orice carieră artistică nu e un drum foarte ușor, trebuie să o spunem de la început. Ai avut momente când să te fi gândit că era mai bine să mergi pe alt drum? Da. Da. N-aș fi zis. Da. Am avut momente și am momente și acum când spun că dacă ar trebui să o iau de la capăt, n-aș mai merge pe drumul ăsta decât personal. Personal, da. Dar din punct de vedere profesional, m-am chinuit, au fost ani când m-am chinuit foarte. Și... Dar încă o dată îți spun, nu știu, am impresia câteodată că nu trebuie să vorbim despre asta în fața oamenilor. Oamenii percep altfel lucruri. Dacă ai, de ce ai? Dacă n-ai, de ce nu ai? Da. Nu mai înțeleg deloc. Oamenii te judecă în orice situație. În orice situație. Din păcate. Așa că am învățat să-mi văd de treaba mea, absolut. Să-mi fac, uite, câte o apariție așa cu oameni minunați, deosebiți ca tine, care, mulțumesc, din păcate, sunt din ce în ce mai puțin. Aradul pentru mine este un oraș, ți-am spus, aproape de mine. Orașul care mie mi-a oferit foarte multe clipe frumoase. Și în special în anul plecării maestrului, când am avut un concert cu cântecele creștine ortodoxe, acolo cu filarmonica. Mi-aduc aminte. Avut, asta s-a întâmplat la zilele Aradului din 2017, dar nu renunț la ideea de a avea concertul în sala filarmonicii. Pentru că acest concert nu este pentru aer liber, este pentru sală și pentru acustica unei săli de filarmonică. Mai ales că sala filarmonicii are o acustică extraordinară. Exact. E construită cu mulți, mulți ani în urmă. Așa. Aradul înseamnă amintiri extraordinare de frumoase. Am prieteni foarte mulți și bune acolo. Am amintire extraordinară cu Alexandru Jula, cu Marina Florea, cu Jean Paler, cu când am fost într-un turneu acolo. Chiar dacă nu vreau să-mi amintesc unele lucruri așa mai puțin frumoase din aceste turnee, totuși noi rămânem
cu cele, cu amintirile frumoase. Acum mi-am adus și eu aminte de o fărâmă și de aceea, de aceea începeam să râd. Dar o să scriu în cartea mea. Te rog. Te rog. Așa. Marinar, marinar, ia-mă cu tine pe mare. Marinar, marinar, crede în mine mereu. Marinar, marinar, dragostea n-are hotare. Cântă din sare în sare, steaua polară sunt eu. Bom, 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 bom. Bun venit acasă, tu stăpânul. Drag bărbat și tată, tu prea bunul. Bun venit acasă, fericiți să fim mereu. Marea ți-este viața, mare Dumnezeu. Port final ți-e casa, marea rămân eu. Marinar, marinar, ia-mă cu tine pe mare. Marinar, marinar, crede în mine mereu. Marinar, marinar, dragostea n-are hotare. Că noi tot ne raportăm în foarte multe situații la generația de aur a muzicii ușoare românești, iar tu, Ileana și Poteanu, ești în generația de aur. Vorbești de generațiile de aur, că noi sunt, generațiile. Există și o generație înaintea noastră. Bine ai punctat. Da, generațiile, din păcate, nu prea vedem în față aur. Da, e o altă poveste, o închid aici. Generațiile de aur, care, din care faci și tu, din care faci și tu parte, cât de mult a contat faptul că, iată, spuneam la un moment dat, înregistrările se făceau cu orchestră, nu erau acele butoane, acele mixere care îți pot modifica vocea și nu neapărat poți să devii un mare talent, dacă nu ești, dar poți să devii digerabil fără să ai niciun strop de aplecare asupra a ceea ce înseamnă auz muzical. Și ăsta era cel mai important test. Cel mai important. Nu contau comisiile, nu contau compozitorii, nu conta partidul cum era atunci. Ăsta era testul suprem. Dacă pășai în fața orchestrei și nu reușai să te impui, n-aveai ce să mai urci a doua oară pe scenă. Astăzi, lucrurile stau puțin diferit. A contat să înregistrezi cu orchestră. Foarte. Știi de ce, Sorin? Știi de ce? Spun de ce. Un lucru foarte important. Totul pleacă de la bani. Înainte nu se gândea, adică strict pe bani. Nu era gândirea, da, atât de spre un mod financiar. Ai cum să facem, să câștigăm, să nu știu ce, să... Nu. Era de a face artă, de a face ceva care să fie pe placul oamenilor. Acum văd că banul ocupă un loc foarte important. Din păcate. Din păcate, da. Mult mai mult decât trebuie. Interesele, iarăși, cumetriile care se poartă în ultimul timp peste răutățile, toate domenii. Răutățile. Nu vorbesc de răutăți, invidii și alte chestii, pentru că astea au existat dintotdeauna, Sorin, să știi. Numai că atunci nu puteam să mi le arătăm, pentru că nu prea aveam cum, că eram o mână de artiști. Da. Se lansa, gândește-te că se lansa câte o mână de artiști. Da, așa. Atât. În fiecare an sau generație, o generație, hai să zicem, o mână, două de artiști, nu mai mult. Ce, cred că apăreau maxim 1-2 pe an. Nu putem vorbi de... Sigur că da. Hai să spun, eu în 1986, la Mamaia, când m-am lansat, am fost așa. Eram o partidă foarte, foarte bună atunci. Loredana Groza. Da.
Cătălin. Dana Barțăr, Oana Sârbu, Monica Angelila, n-aș putea nu am cartuca și vorbesc cele care au rămas pe firmament. Da. Da, vorbesc doar de soliste, pentru că în anul acela, nu au fost soliști care, nu mi-amintesc. În anul următor a venit pe urmă Daniel Iordăchioaie, Cătălin Crișan, pe urmă Temișan, Florin Apostol și... Dar nu mulți, nu foarte mulți. Nu foarte mulți, da. Laura Stoica și în sfârșit mai mulți, da. Dar în fiecare an doar câțiva. Dar în anul acela special îți spun, în anul acela am fost mai mulți care au ieșit și care au rămas pe firmament. Care chiar au rămas, cred că cam toate sunt nume sonore. Începând cu Loredana, care a și luat trofeul atunci, în 1986, pentru că eu am fost la interpretare atunci. Formă, în anul următor, venise vorba cineva, îi spunea Mitică, hai să mai mergă și anul acesta, că poate ia ceva mai mult decât mențiune. Eu am luat mențiune atunci. Și Mitică zice, Doamne ferește, e foarte bine ce a luat. Eu sunt mulțumit. Acum mergem mult mai departe, mergem la creație. Mai sus. Dacă secțiunile aveau importanța lor și gradul lor de dificultate. Sigur că da. Dar Mitica a avut încredere în mine de plină tot timpul, Și insufla multă încredere de asemenea. Eu în schimb nu aveam. Adică mă gândeam, nu Mitica, te rog, nu, că eram foarte emotivă. Deci și acum am niște emoții extraordinare când într-un scen, acum la 50 și ceva de ani. Fac 55 de ani, dragul. Mulți înainte! Să fiu sănătoasă, să fim sănătoși cu toți. Lumea va spune că nu faci 55, că n-ai cum să faci 55. Dragul meu, hai să spun ceva. Arăți. Tinerețea asta, să zicem, care o avem noi acum la a doua tinerețe, da? Pentru mine a început odată cu faptul că am renunțat la foarte multe lucruri în viața mea acum. Am renunțat la la agitație, da? La să nu mă neliniștesc, adică la neliniște tot timpul. Aveam să dețin controlul asupra tot și toate, asupra familiei, asupra celorlalți prietenilor. Am renunțat la multe chestii alimentare. Adică am devenit vegetarian. Ah, da? Da. Și asta se simte pe un om. Da. Altfel, ai o altă energie, o altă lumină, o altă... Da. Se curăță pielea, mintea, totul. Așa da. Este, foarte bine. Da, foarte interesant și de reținut. Da. Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre aici la Celebri. Mai am trei întrebări, trei teme pe care aș vrea să le discutăm. Fantazio, teatru Fantazio. Știu că iubești foarte mult teatru Fantazio și, nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni, dar a fost o perioadă poate cel mai important teatru de revistă din România. Nume mare. Geo Saizescu, dacă nu mă înșel, la chiar și creat. Geo Saizescu a pus acolo piatra de temelie, nu? Da. Și spectacole, dar și bazele facultății de actorie. Iată, cea pe care am urmat-o și eu. Da. Deci facultatea, Universitatea Hiperion, care a avut filială aici la Constanța, în cadrul teatrului. Da. Tot la teatru de revistă Fantazio, Jean Constantin. Da. Iată, un nume foarte mare. Mulți! Foarte mulți. Mie îmi pare rău totuși că acest teatru trebuia să mai existe. Asta am vrut să te întreb. Ce s-a întâmplat? Mai există? Allegro, în 2004 am probleme de familie care nu lasă nicio amânare. Acest teatru trebuia să nu se deschide. Să se duci mai departe, să se duci Jean Constantin. Sau, mă rog, nu. Dar acum există cinematograful. Și tot cu sală de spectacole, se dau spectacole acolo, Jean Constantin, deci există. Jean Constantin, profesor, există.
și stradă, departe, și străzile. Post. E un cartier aici celebru cu străzile, cu Lupta Constantin, Toma Caragiu. Asta știu. Mă duc deseori și mă plimb pe acolo, că este o zonă absolut superbă. Când vii la mare, este vizită de plimb pe acolo. Promit. Este foarte. Promit. Și sunt convins că prietenul nostru și cel pe care tu îl iubești foarte mult, Mitică Lupu, vorbind astăzi de el, sufletul lui a simțit că ne-am amintit de el și de modul pozitiv în care el... Iar eu simt, Sorin, eu simt că mă ajută tot timpul. El, spiritul lui este liber. Da. Ileana, dacă vreodată ai stat de vorbă cu Dumnezeu, ce ai spune? I-am spus și stau de vorbă în fiecare zi cu el și îi spun tot ce am pe suflet. Îi spun, în primul rând îi spun că îi mulțumesc că există. Mi-a dat atâtea dovezi că există și atâtea dovezi de iubire și de ajutor, încât poate să-mi spună mie oricine, orice, cârcotașii care nici nu mă interesează. Am o relație specială cu mine. O relație, eu când a plecat Mitică, l-am întrebat, de ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta într-o zi specială pentru mine? De ce ai făcut asta în ziua când eu împlineam 50 de ani? Mi-aduc aminte acel moment. Așa este. N-am înțeles atunci, dar pe urmă mi-au scos Dumnezeu în cale oameni extraordinari care mi-au dat de înțeles, m-au făcut să înțeleg că așa trebuia să fie, că misiunea lui pe acest pământ s-a terminat. El va continua acolo misiunea și va fi mie înger păzitor și va fi mie călăuză și va fi mie ajutorul de care... Cu siguranță, eu cred mai mult decât atât, a plecat într-o zi specială ție pentru că a fost un om special în viața ta și pentru că... Așa mi-a spus și, da, că preotul meu de copii mi-a spus. Și pentru că... Întotdeauna, atunci când e ziua ta, te vei gândi la cealaltă jumătate. Voi ați fost două jumătăți și Mitică Lupu există undeva și te vede și te iubește și te ajută în continuu. Să spun ceva, din punct de vedere profesional, am fost două jumătăți aproape, nu există perfecțiune, spun aproape perfectă, da? Din punct de vedere personal, aveam foarte multe contradictorii, ca orice familie, oameni, dar mai ales pe muzică. Adică discuțiile noastre erau un contradictoriu și erau foarte constructive. Din punct de vedere personal, iarăși aveam problemele pe care le aveam tot timpul cu el, că mânca foarte mult, că nu făcea sport, că era neatent în multe chestii și așa. Însă, și acum, încă o dată spun, și vreau să spun asta tuturor femeilor, să aprecieze mai mult jumătatea ei, pentru că, uite, vine vremea când îți pare rău că n-ai făcut-o la momentul respectiv. Și e greu, dar mergem înainte. Mergem înainte și vreau să-i arăt că numele lui merge mai departe. Vreau să spun ceva, m-a întrebat cineva de ce nu i-am făcut festivalul Dumitru Lupu. Nu i-am făcut și Dumitrana mi este martoră la acest lucru. N-a vrut el. El nu a vrut un festival de muzică, pentru el. Când a fost vorba de un festival al unui prieten al nostru comun, un prieten al nostru comun, da. Cred că știi de ce. Da, știu. Și era, avea festivalul așa, lui în viață. Mitică spunea, măi, eu nu sunt de acord cu asta, pentru că aceste
denumiri se dau după ce pleacă omul din viața asta. Și am spunea el mie. Asta a fost gândirea lui. Și nu-l condamn pentru asta. Că zicea Dumitrana, spunea ceva despre un festival al muștului. Bă, nu mai mă duc acolo, că nu știu ce, nu-mi place. El era un om foarte corect. Și nu-i plăceau foarte multe lucruri. Și în special festivalurile au devenit o afacere. Din păcate, asta este. Multe dintre ele. Și el spunea, vă rog frumos, mie nu trebuie festival. Da. Dar eu încerc să-i țin spiritul viu prin tribut Dumitru Lupu la diferite festivaluri, prin premii Dumitru Lupu. Și dacă vrea Dumnezeu și ne arată lumina, poate facem și un festival Dumitru Lupu. Dar festivalul Dumitru Lupu se poate face în trei locuri. Giurgiu, acolo unde s-a născut. Pitești, acolo unde a activat și unde a adus teatrul pe culmile. Da, da. Gloriei, da. Constanța, unde tot așa a activat 20 ceva de ani în glorie, da. Și 3 plus 1. Aș zice și București, care este punctul forte, care să le poată atrage și pe celelalte. Pe toate, da. Da. Mie mi-a fost propus de către domnul general Zisu de la Casa Armatei să facem acolo. Și ne mai gândim, să vedem, poate chiar îl facem și poate chiar am ajutorul vostru. Mitică ar merita să aibă un festival, mai ales că știm cu toții, era un om atât de cum se cade și atât de bine, cum să spun, Sorin, bine intenționat. Dar hai să spun ceva, da, hai să spun ceva. Știu că e timpul scurt și poate mai tai de prin alte părți. Pac, pac, pac. Este un festival la Călăraș, Flor de Mai. Cred că ai auzit, da. Da. Eu mă lupt mult, mult cu niște oameni de pe planeta asta. Au scos premiul Dumitru Lupu. Asta în cazul în care el a contribuit foarte mult, în primul rând sufletește, la acest festival. El a înființat secțiunea Floricele pe Câmpii pentru copii, imediat după festivalul Mamaia Copiilor, uh-huh. Da? Și am înțeles acum că și el a făcut imnul festivalului. Deci în momentul în care există imnul festivalului scris de Dumitru Lupu, te folosești, folosesc în continuare de acest imn, probabil. Dar ți se pare normal să nu mai fie premiul Dumitru Lupu? Nu. Peste tot pe unde am fost, și la Petroșan, și la Râmnicu Vâlcea, și la Drăgășan, și în mai multe locuri am făcut tribut Dumitru Lupu, ceea ce este foarte bine. Dau cărți scrise de el și CD-uri, Best of Dumitru Lupu, da. Mă bucur că pot încă să fac chestia asta. Și vreau în toamnă să fac la Casa Armatei, dacă ne dă Dumnezeu pace și sănătate. Că asta este foarte important. Sperăm, da. Să facem un spectacol acolo la București. Am făcut omagiu Dumitru Lupu. Știu că te-am invitat și pe tine și atunci și n-ai putut să vii. Am făcut în 2018 decembrie. A fost un omagiu, unul dintre cele mai frumoase omagii aduse unui om pe care eu l-am văzut vreodată. De ce? Și spun și de ce. Pentru că domnul general Zisu și alții de acolo erau iubitori de muzică, iubitori de muzica noastră. Iubitori de muzică bună. Iubitori, da? De muzică bună. Da. Iar domnul general chiar, îl iubea și îl respecta pe Dumitru Lupu și pe mine ca artistă. Și atunci a fost mult mai ușor să fac acest. Când vine din iubire, când vine din plăcere și din dragostea pentru un om și pentru muzică, altfel stau lucrurile. Așa e, da, corect. Foarte bine punctat. Da. Foarte bine punctat. Încântătoare a fost discuția cu tine, Ileana și Poteanu. O ultimă întrebare care o adresez tuturor celor care vin aici la Celebri și înainte de asta să spun că o plachetă Celebri va pleca către tine și cu siguranță că undeva în casă
își va găsi un loc să o așezi. O ultimă întrebare. Cum arată România? Da, Ileana și Potea. Ca să fiu, să rămân în lumina mea frumoasă și bună, eu văd România cea mai frumoasă țară din lume. Chiar dacă plec uneori prin alte părți și de multe ori spun că rămân acolo pentru că avem și motive de foarte multe ori motive, îmi trece foarte repede. România este o țară superbă, fermecătoare. Și am călătorit și eu la viața. Dar încă o dată spun, o țară cu lumină. O ce țară frumos. Asta înseamnă cu lumină, cu har divin. Cu har este divin. Dumnezeu în ea. Clare pe Dumnezeu în ea. Și asta este foarte important. Păi, ne amintim când a venit Papa aici în România și a spus grădina Maicii Domnului. N-a spus o întâmplător, exact. A fost unicul loc de pe planetă unde a făcut această afirmație. Și știi de ce? Pentru că s-a cutremurat atunci când a venit, a simțit acea lumină. Da. Dragul meu, înainte de a termina, vreau să-ți mulțumesc foarte mult, să te felicit pentru emisiunile pe care le faci, să știi câteva dintre ele chiar le-am vizionat. Mulțumim. Foarte greu se mai fac lucrurile astea. Foarte greu se fac, nu că se fac greu. Vorbesc de generațiile noastre, da, care sunt puse într-o lumină favorabilă și asta pentru că tu ești un om lumină. Și mulțumesc echipei, de-abia aștept să vin la Arad și vă doresc tot binele din. Mulțumim și noi în numele milioanelor de români care te iubesc și te ascultă. Îți dorim multă sănătate și vrem să te vedem pe scenă cât mai mult. Și familiei tale. Te iubesc. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, dragi telespectatori celebri, români celebri. Iată, e un model. E un model. Ileana și Poteanu. Vă spuneam la început cu bucurii, cu necazuri, cu toate le-a trecut pe rând și ați văzut-o. A fost o discuție încântătoare. Te îmbrățișăm, să-ți dea Dumnezeu tot binele, Dumitranei mult noroc, talentare, noroc să aibă și să auzim numai de bine. La despărțire vreau să-ți spun adio, plec din viața ta. Iubirea a fost cu mine rea și nu mai pot nimic schimba. Chiar te mă doare dragostea. Adio, nu mă căuta. Eu știu că nu voi rezista, dar voi trăi cum voi putea. Știu că nu te voi vedea, ce rost mai are viața mea. Îmi ies din minți, dar te iubesc și chiar să știu că pătimesc. De dragoste nu-ți mai vorbesc, dar tot la tine mă gândesc. Călău și înger ce-l iubesc. La despărțire vreau să-ți spun din amintiri să nu mă alungi. Când nopțile or părea mai lungi, prin anii ce-au trecut să fugi și iar la pieptul meu să ajungi. Adio, nu mă căuta, eu știu că nu voi rezista, dar voi trăi cum voi putea. Știu că nu te voi vedea, ce rost mai are viața mea. Îmi e
vorbesc din minți, dar te iubesc. Și chiar să știu că pătimesc, de dragoste nu-ți mai vorbesc, dar tot la tine mă gândesc. Călău și înger ce-l iubesc, la despărțire vreau să-ți spun, eu plec, dar nu te voi uita. Din când în când te voi suna, plângând singurătatea mea, dar ce rost are lacrima? Adio, nu mă căuta, eu știu că nu voi rezista, dar voi trăi cum voi putea. Știm că nu te voi vedea, ce rost mai are viața mea? Îmi ies din minți, dar te iubesc, și chiar să știu că pătimesc, de dragoste nu-ți mai vorbesc, dar tot la tine mă gândesc. Călău și înger ce-l iubesc,